Scarlet Iriza nu mai este la fel de sigur că Liviu Andrei va veni în Mișcarea Populară Gorj. Actualul subprefect al capitalei este dorit de Florin Cârciumaru în PSD și, conform unor surse, cei doi au și bătut palma pentru venirea acestuia în partid. Cu toate acestea, președintele Mișcării Populare Gorj, Nicolae Davițoiu, speră ca formațiunea politică să obțină un procent format din două cifre la viitoarele alegeri. Scarlet Iriza spune că Liviu Andrei va demisiona din funcția de subprefect săptămâna viitoare, iar apoi va decide ce va face. Socialdemocrații și-au exprimat zilele trecute dorința de a-l aduce în partid pe subprefect. Nu cunosc. Domnul Liviu Andrei este într-un concediu scurt. Am înțeles că este la Rânca și în cursul zilei de azi sau mâine vine la Târgu Jiu și își continuă concediu. Dar știu ce știu eu, că după ce termină concediu, să-și pună preavizul de 15 zile la prefectura municipiului București și o să renunțe la funcția de subprefect al capitalei. Davițoiu dorește ca formațiunea pe care o conduce să obțină un scor cât mai bun la Gorj. Noi ne dorim un procent cu două, compus din două cifre. Acum vedem funcție și cum stăm față de celelalte partide. Normal, noi ar trebui să profităm de grigolada care există în momentul de față în celelalte partide. Mișcarea Populară Gorj nu și-a anunțat până în momentul de față niciun candidat la alegerile locale.